Hello, hello! Eu sunt Raluca și bine te-am regăsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un unboxing și un review unui uscător de păr. Și bineînțeles că nu am ales orice uscător de păr. Este vorba de Neuro Halo de la Paul Mitchell, care arată cam așa. Este cu adevărat o navă spațială, aș putea spune. Și se presupune că este Intelligent Styling, Touchscreen Dryer, Soft, Full Body and Volume. Sau cel puțin asta scrie pe cutie. Înainte să-i dăm drumul unboxing-ului, trebuie să vă zic că eu l-am achiziționat de pe site-ul celor de la Look Fantastic acum o săptămână și ceva. Cei de la Look Fantastic nu au idee că eu fac acest video, deci nu este sub nicio formă sponsorizat sau anything like that. Acum că am stabilit detaliile acestea organizatorice, eu zic să-i dăm drumul unboxing-ului prima dată. Acest uscător a apărut pe piață din câte știu eu undeva în 2018 și are un retail price de $255. Wow! Mă atrage foarte tare și ambalajul acestui produs, însă am două puncte pe care aș vrea să le ating. Din punct de vedere a unui consumator care vede acest produs într-un magazin fizic, mi se pare un ambalaj foarte smart, pentru că poți să vezi foarte bine produsul în interior și nu ai dubii de cum arată, pentru că pur și simplu vezi o poză pe o cutie. Însă, pe de altă parte, are plastic, ceea ce nu mi se pare extraordinar. Să-l deschidem, zic. În interiorul cutiei, care se deschide în felul acesta, sunt și accesoriile. În primul rând, evident, este produsul. Uscătorul acesta de pe site-ul celor de la Look Fantastic, văd că vine cu un capăt pentru o priză englezească, as far as I know. Nu este o problemă din punctul meu de vedere, pentru că un adaptor este foarte accesibil și îl găsiți absolut peste tot. Eu chiar am genul acesta de adaptoare prin casă, așa că le folosesc destul de des. Deci pentru mine nu este absolut deloc deranjant, dar ca idee să știți că aparent vine cu un capăt de genul. Apoi este un capăt din acesta care concentrează aerul, un accesoriu pentru uscătorul de păr, iar celălalt accesoriu care vine este acest difuzor, cred că îi spune. Acest accesoriu în special se potrivește părului creț sau părului ondulat. Pentru mine nu va fi de foarte mare folos, pentru că părul meu arată mereu așa cum îl vedeți, nu este niciodată nici ondulat, nici măcar cu niște valuri acolo. În schimb, cred că mama mea va fi foarte fericită să îl folosească, pentru că ea are părul creț. Și evident, vine și cu un manual de instrucțiuni pe care, sincer, vă sfătuiesc să îl citiți. În general, oamenii nu prea citesc manualul de instrucțiuni, dar în special când vine vorba de tehnologie, mie îmi place să știu de la început cum funcționează, așa că am să-mi iau 2 minute să răsfoiesc acest manual și revin. Acest uscător de păr a fost creat în colaborare cu designerul industrial Karim Rashid, dacă îi pronunț bine numele, și cu siguranță și-a pus amprenta pe look-ul acestui device. Hai să discutăm acum puțin despre avantajele acestui uscător de păr. În primul rând, o chestie care mie mi se pare foarte utilă este faptul că butoanele sunt digitale și sunt în partea superioară a uscătorului de păr. Nu mai sunt în partea aceasta mânerului, unde sunt de obicei. Acum, depinde de preferințele fiecăruia, ăsta s-ar putea să fie un avantaj sau un dezavantaj. Din punctul meu de vedere, este un avantaj, deoarece, în general, îmi fac părul singură și când folosesc dispozitivele, apăs din greșeală pe butoanele care sunt pe mâner și nu-mi dau seama de treaba asta. Un alt lucru care mie mi se pare super, super fain la acest uscător de păr este faptul că vine cu atenționare a filtrului de aer de aici din spate și te anunță momentul în care filtrul trebuie curățat. Mecanismul este foarte simplu, are un magnet aici, așa că
Nu este nicio scuză să nu poți să faci chestia asta. Este foarte, foarte ușor de accesat. Un alt lucru care mie mi se pare foarte fain, în afara designului, este faptul că este un uscător de păr ușor, ceea ce pe mine mă ajută atunci când îmi fac părul de una singură, pentru că, evident, trebuie să stau cu mâinile pe sus și nu va fi foarte greu. Iar acum hai să vorbim puțin despre butoanele care sunt în partea superioară. În primul rând, sunt trei butoane care determină intensitatea aerului și trei trepte de căldură. Iar acest buton, primul practic de aici, este butonul care activează sau dezactivează ionii. În partea asta avem butonul pentru aer rece, iar în partea din spate avem butonul de on and off. Cred că am pălăvrăgit destul pe tema uscătorului de păr, așa că ar fi timpul să-l și încercăm să vedem ce putem face cu el. Înainte de asta va trebui să mă spăl pe cap, pentru că am stat 4 zile nespălată pe cap ca să fac acest review. Da. Așa că mă duc repede să îmi spăl părul și mă întorc aici cu el ud ca să putem să folosim uscătorul de păr și să-l supunem unui test. Bun, a reușit și neîndemânatica de mine să se spele pe păr în sfârșit, fără prea multe incidente asupra machiajului feței, însă dacă este cineva care vede aceste dâre de apă, aș vrea să ne lase în comentarii să ne spună și nouă unde sunt, pentru că cred că ar fi foarte interesant. Și acum să îi dăm drumul. Înainte să-i dăm drumul cu uscătorul de păr, hai să vă zic și ce am folosit pentru a mă spăla pe păr. Poate este cineva interesat. Am folosit aceste două produse de la Kerastase. Sunt unele care mie îmi plac foarte mult și le folosesc destul de test și câteodată mai îmi schimb rutina de îngrijire a părului. Șamponul este Kerastase Specific, sper că citesc bine, Bain Riche Dermocalm, care este un șampon hipoalergenic. Aceasta este o mască din gama Densific, care este cu hialuronic. Acum voi folosi și o protecție termică pentru păr de tip spray. Aceasta este de la Schwarzkopf, din gama Biology Deep Sea Extract. Chiar am dat una din aceasta într-un giveaway acum ceva timp. Un lucru foarte important atunci când vă spălați părul este să fiți foarte atente cu el, pentru că un păr umed este mult mai fragil decât un păr uscat. În general, nu este bine să frecați, genul acela cum fac mulți oameni cu prosopul, pentru că puteți distruge firul de păr. Nu este bine nici să rămâneți foarte mult timp cu el prins într-un turban făcut din prosop deasupra capului, pentru că datorită greutății firul de păr este tensionat. Și încă un lucru de care ar trebui să țineți cont este faptul că nu ar trebui să folosiți un pieptăn sau o perie care are dinții foarte, foarte apropiați atunci când părul este umed, adică umed, ud de-a dreptul, pentru că riscați să rupeți firul de păr. Așa că ce vă recomand eu este să folosiți fie degetele și să îl descălciți foarte repede, pentru că dacă este tuns la timp, în general, firul de păr nu ar trebui să fie foarte încălcit, sau puteți să folosiți un pieptene cu dinții foarte depărtați și atunci totul va fi ok. Deci primul pas pe care vreau să-l fac este să folosesc acest pieptene, este de la L Professional, doesn't even matter. Are partea aceasta de dinți care sunt mai depărtați și vreau doar să îmi pun în ordine părul și să-l pregătesc pentru uscare. Acum că părul meu a fost descurcat, vreau să îl usuc foarte, foarte puțin, nici de cum de tot, pentru că aș încerca să îl stilizez cu ajutorul unei perii. N-am mai făcut treaba asta de foarte, foarte mult timp, așa că să sperăm că va fi cu succes. Acum că este cât de cât uscat, am să îl pieptăn din nou și de data aceasta am să fac și cărarea mea obișnuită pe mijloc, cum eu fac eu de obicei. Dacă tu îți faci cărarea într-o parte sau în alt fel, poți să-ți faci cărarea de pe acum, pentru că atunci când firul de păr este ud, îl vei ajuta să se obișnuiască în poziția în care îl vei pune. Așa că cu ajutorul pieptenelui voi trasa cărarea.
Pentru a stiliza părul mai ușor cu ajutorul periei, ai nevoie de niște agrafe de tipul ăsta. Ceea ce trebuie să faci este să creezi un cerc în jurul capului, cum ar veni, iar părul care este în partea de sus să îl separi oarecum așa, cred că prea jos. Nu sunt nici eu expertă, dar ne străduim. Hai că de data asta cred că am nimerit-o. Ar trebui să fie un cerc. Iar bucata aceasta de păr o voi prinde în vârful capului și ne vom ocupa de ea puțin mai târziu. Cred că ar trebui să fac chestia asta de la început, însă pentru a stiliza părul cu ajutorul unei perii de tipul acesta este foarte important să folosiți accesoriul pentru concentrarea aerului, care arată cam așa. Toate produsele pe care le folosesc am să le pun în linkul din descriere, iar dacă vrei să le încerci tu, le vei găsi acolo. Aici deja am început să mă lupt cu părul. L-am întors pe toate părțile, dar sinceră să fiu, cred că a fost fără succes. Ceva nu-i bine. Iar la spate e și mai greu. Ok, cred că renunțăm și luscăm obișnuit. Am terminat și eu în sfârșit să-mi usuc părul. Adevărul este că trebuie să recunosc, nu sunt foarte îndemânatică cu peria asta în ultimul timp. Nu mi-am mai uscat părul cu peria de foarte mulți ani, sincer, și cred că mi-am pierdut din îndemânare. Însă acum de când m-am tuns mult, mult mai scurt, aș fi putut să îmi stilizez părul mai des cu peria. Dar poate până data viitoare văd și eu, cine știe. Acum să trecem la concluzii, pentru că cred că asta ne interesează pe toți. Care e faza cu acest uscător? E fain, nu e fain, merită cumpărat. Ei bine, ce pot să vă zic este că îmi place foarte mult designul, îmi place foarte mult faptul că este făcut în așa fel încât să fie foarte ușor, dar totuși să pară și să se simtă calitativ. Adică nu am impresia că o să mă lase prea curând sau ceva de genul ăsta. Când mi-am uscat părul, sincer să fiu, am folosit doar prima și a doua treaptă de intensitate de viteză, iar ca intensitate de căldură am folosit prima treaptă și funcția de răcire la final, iar pe parcursul uscării am folosit și funcția de ionizare, care se presupune că ar trebui să-ți lase firul de păr mult mai lucios, ceea ce s-a și întâmplat. Părul meu oricum este unul foarte fin, dar și faptul că nu sunt vopsită blondă, am fost blondă, dar cred că deja nu mai am pic de blond rămas prin părul meu. Și, într-adevăr, este foarte, foarte moale, adică mi-e să fac numai așa prin cap toată ziua. Deci, da, eu cred că a fost un succes. Un singur accesoriu de păr vreau să vă mai arăt acum în final, dacă toți suntem aici. Aș fi vrut să-mi fac niște curls din alea care vin așa un pic și să îmi prind accesoriul ăsta de păr de la Magnolia Atelier, care este foarte, foarte frumos și foarte delicat, însă nu am reușit să îmi fac acele bucle, întorsături, cum vreți să le spunem. Îl prind pe tot, uite așa. Bine, sunt mai multe coafuri pe care le puteți adopta cu ajutorul acestui accesoriu de păr. Mie îmi place foarte mult și opțiunea aceea de jumătate prins, jumătate lăsat pe spate, sau opțiunea asta de coadă. S-o și aranjez un pic atât cât pot, pentru că părul meu este extrem, extrem de moale și nu mă ajută treaba asta în principiu cu afării. Ok, asta a fost ce am avut eu să vă spun pentru astăzi. Sper că nu v-am dezamăgit prea tare, pentru că nu m-am descurcat să-mi stilizez părul cu peria. Însă poate că v-am convins asupra uscătorului de păr, care din punctul meu de vedere chiar este unul foarte fain. Iar până data viitoare voi mă găsiți pe Instagram @ralucalobaza, dar linkurile le găsiți mereu în descriere, ca întotdeauna. Și da, ne vedem data viitoare tot aici pe YouTube cu un nou video. Pa!